facem sportul un ambasador al țării noastre, asta i-a cerut campionul mondial David Popovici premierului Nicolae Ciucă. Notătorul care a inspirat sute de copii crede că România ar putea avea un viitor strălucit în natație și a cerut statului să dea o mână de ajutor în acest sens. Bună ziua, m-am bucur foarte mult să te cunosc. Felicitări și mulțumim. Fac cât mai multe. Sigur. La aproape 3 săptămâni de la acest moment, David Popovici a dezvăluit ce a vorbit cu Nicolae Ciucă după revenirea în țară de la campionatul mondial de natație de la Budapesta. În cadrul unui interviu acordat Orange Sport, tânărul înotător român, medaliat cu aur în Ungaria, spune că a avut o solicitare la adresa șefului guvernului. L-am rugat să sprijine sportul românesc, să facem sportul un ambasador al țării, a declarat Popovici. Tot el a mai spus că sportul e o parte esențială pe care o tratează cu seriozitate, dar de care se bucură în fiecare moment. Eu tratez totul serios, deși mulți nu au înțeles poate ce vreau să spun cu distracția. Ce vreau să spun se rezumă simplu în enjoy. Bucură-te de tot ce faci pentru tine cu pasiune, a mai adăugat sportivul român. În vârstă de 17 ani, David Popovici este campion mondial la 100 și 200 de metri liber și campion european la 200 de metri liber. De asemenea, el a făcut senzație și la europenele de juniori de la Otopeni, unde a reușit să cucerească 4 medalii de aur și una de argint.